avem unitate, când sigur e unitate pe care o au un invizor. E unitatea de bază de la calculator când lucrează la instrumentale. Puștii dezinformează, nu informează publicul. Ce crezi azi că e cool? Mâine o să-l consideri un simplu produs nul. Și te întreb de ce nu mișcă, ce ar trebui să fugă când se vorbește ca de la sclav la slugă. Pun copiii gata de scandal pe fugă. Orientez capetele la locul potrivit dacă vor să sugă. Tot ce ține de dispute, pute ca Sodoma și Gomora. Pentru că știm cu toții, disputele voastre ne distrug flora. Yo, rimam la prora și vedeam cum mă implora alter ego și spunea din prego. Basta, las-o pe asta și prin basta exprimare. Nu încerca să te implici în vreo mișcare care n-are unitate relevantă în fapte. Pentru că din papă lapte apar super MC. Și cum să menții unitatea într-o mișcare predominată de copii care în criză de personalitate se jură pe piese date mai departe. Nu înțeleg de ce frustrările personale sunt puse pe piese în atacuri banale. Mă doare capul când văd atâta fraudă în texte în care unii se laudă că lirica lor e cea mai bună, doar capul lor sună gol. Pentru că laudele ar trebui să vină din partea celor care ascultă. Dar mai este vreme multă, pentru că prea mulți uită că-n meciul pentru titlu, publicul e unicul arbitru. Vrei unitate? Nimeni nu-ți dă, nimeni nu-ți dă. Caută esența în fapte, prea multe vorbe aruncate. Dacă privesc în spate, sunt de cealaltă parte. Vrei unitate? Nimeni nu-ți dă, nimeni nu-ți dă. Caută esența în fapte, prea multe vorbe aruncate. Dacă privesc în spate, sunt de cealaltă parte. În 1918 românul a luptat pentru unitate. După 86 de ani se pare că acest concept n-a fost înțeles în unanimitate. Deoarece între MC se duc mai multe lupte decât în secolul 7. De la despărțirea dacilor și a delincvenților s-a uitat complet de cauză. Prin 2002 s-au pus bazele unei organizații care promitea să promoveze cultura. Dar se pare că unii au ales să promoveze ura, nu cultul. Organizația ce promitea să ne facă să ridicăm cu mândrie pumnul și să strigăm entuziasmați, reprezentăm hip-hop-ul. Dar n-ai cu cine să întemeiezi o mișcare, așadar transmitul călduros, fuck you. Acelora ce fumează zilele, acelora ce contractează zilnic bilele, lăsând cu indiferență la o parte orice posibilitate de a demonstra că instrumentalele și strofele sunt adevărate arte. Sau că toată cultura hip-hop nu atârnă doar de un fir de ață, dar lasă, nu mai contează. Din moment ce puștan de 14 ani se cred superiori. Un lucru să țineți minte, paso Zai-ho, eu și frățimoane la microfon creăm fiori. Yo, yo, da. Duc trei siduri și fac trei schimburi. Fac strungă la comandă cu rangă când e vorba de hituri și schituri cu niga. Partea neagră din mine a cunoscut metamorfoza. Dedicație pentru MC cântăreți. Nu vă mai întindeți pe bituri că faceți întindere, băieți. Și n-am la mine benghei să vă frec ciolanele. De-aia după ultima sesiune la Mike pleacă ăștia în scaune cu rotile. Și mai am o ultimă dorință, un public restrictibil. Chiar dacă nu mi-am în pastă marker, duc campania, e sa compania, serele robiscuit. Toți vor să cânte ca Method cu biscuit. Nu mai promovați produse americane în top că își pun foc. Mi-am dat digital sound control, acum dau full autostop că am spus tot. Vrei unitate? Nimeni nu-ți dă, nimeni nu-ți dă. Caută esența în fapte, prea multe vorbe aruncate. Dacă privesc în spate, sunt de cealaltă parte. Vrei unitate? Nimeni nu-ți dă, nimeni nu-ți dă. Caută esența în fapte, prea multe vorbe aruncate. Dacă privesc în spate, sunt de cealaltă parte.